Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pentru persoanele născute sub semnul Capricornului, luna noiembrie va avea succes, iar ele însele vor deveni piedestalul victoriilor lor. Vor depune toate eforturile pentru a se asigura că cei dragi sunt fericiți și confortul domnește în jur. Nu contă pe favorurile norocului, bazează-te doar pe propriile forțe. Luna este plină de evenimente. În acest moment, planurile personale ale capricornilor tipici pot suferi schimbări bruște. În viața privată sunt așteptate transformări serioase. Dragoste. Reprezentanții singurei zodii au șansa de a întâlni pe cineva potrivit, mai ales în a doua jumătate a lunii noiembrie. Capricornilor timizi le va fi destul de dificil să facă prima mișcare. Este posibil să dea impresia că sunt statui de gips și că nu sunt predispuși la romantism cu cel ales sau recent întâlnit. Dar de îndată ce vă cunoașteți mai bine, părerea despre tine însă se va schimba. Partenerul va înțelege că ești pregătită, dar nu plipită de dragul dragostei. În viața de familie a capricornilor, nu se așteaptă tulburări speciale. În relațiile cu a doua jumătate, poate domni o ordine completă. Privește în aceeași direcție și încearcă aceleași dorințe ca și partenerul. Unele dificultăți vor fi aduse de unele rude în vârstă. Va trebui să ai răbdare și să le acorzi mai multă grijă decât cer. La sfârșitul lunii, va trebui să ai grijă de casă. Ceva trebuie reparat, echipat sau refăcut. Mișcarea planetară din noiembrie va oferi capricornilor vigoare și bucurie spirituală. Sănătatea. Deși nu sunt de așteptat probleme speciale în acest domeniu, totuși sănătatea capricornilor poate eșua. În noiembrie, poate să apară mult prea mult stres asupra corpului tău. Cel mai bun remediu pentru o astfel de boală este schimbarea decorului. Folosește orice ocazie pentru a pleca, a ieși din oraș în weekend, dacă este posibil pentru a merge la mare sau la munte. Asigură-te că somnul este suficient și de înaltă calitate, adormi în întuneric și liniște. Înainte de a merge la culcare, te poți relaxa cu o baie de plante sau cu un ceai amestec de te și mentă. A doua decadă a lunii noiembrie este perfectă pentru cei care vor să se transforme. Orice proceduri cosmetice, schimbare de imagine și manipulări medicale vor avea succes. Ai grijă de frumusețea estetică a zâmbetului tău. Dacă vrei să-ți ridici stima de sine, atunci nu-ți fie teamă să-ți schimbi coafura și imaginea obișnuită. Rudele vor observa că ai devenit mai frumoasă, iar tu însă-ți vei observa o schimbare vizibilă atât a stării fizice, cât și a celei morale. Banii. În prima jumătate a lunii noiembrie, capricornii vor trebui să muncească din greu, punând astfel bazele bunăstării materiale. Nu sunt excluse tot felul de verificări, atât de către șefi, cât și de către autoritățile superioare. În a doua decadă a lunii, s-ar putea să fii trimis într-o călătorie de afaceri, dar nu ar trebui să o refuzi, altfel riști să pui în pericol viitorul carierei tale. Din punct de vedere material, se apropie o activitate financiară favorabilă, capricornii nu doar că vor câștiga bani frumoși, dar vor putea și să facă mai multe investiții profitabile care să aducă dividende bune. Reprezentanții semnului care desfășoară activități independente trebuie neapărat să meargă mai departe. Poate că proiectele tale obișnuite nu mai aduc venituri atât de bune și necesită investiții. Dă dovadă de creativitate și inteligență în legătura cu proiecte noi, atrage oamenii noi. Încearcă să nu te oprești asupra eșecurilor care pot apărea. Un spirit pozitiv și ofensiv te va ajuta să atingi noi culmi. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!